Melbourne, orașul din Australia cu cele mai multe lockdown-uri din lume, a relaxat restricțiile după ce aproape 70% din populație s-a vaccinat. Oamenii au cântat la balcoane și au claxonat pe străzi. Melbourne a avut de la începutul pandemiei 5 decizii de carantină care au însumat 262 de zile, adică aproape 9 luni. Așa că este de înțeles că locuitorii au dat năvală în baruri și restaurante încă de vineri dimineața. Great to get back in. It's been months since I've been in the city, so felt like, you know, first day going to school, getting off the train this morning, getting back into the city, so really happy to be back in and back into a little bit of normality. So it's great. Și saloanele de coafură au fost pline. Acestea s-au redeschis cu o oră mai devreme pentru a face față valului de cliente. This is what we do. We're people. We just like to be doing hair, mixing, talking, socializing. It's really important for us. Locuitorii din Melbourne au profitat și de faptul că s-au redeschis piscinele. Oh, it's great. It's really good. Yeah, it's really tough for a lot of people. So, and I think it's nice that everybody's, you know, feeling a bit more back to normal, children back to school, and let's hope that retail opens pretty soon and those people can get back to what they do. De la 1 noiembrie, turiștii vaccinați cu schemă completă care vor sosi în Sydney și Melbourne nu vor mai sta în carantină. Primul ministru australian i-a îndemnat pe oameni să se bucure de libertate. To all of those who are down there in Victoria today, enjoy the day. It's going to be tremendous being reunited again and doing all the things you've been looking forward to doing. You've worked so hard for that.